protagonista, despre familia Borgia. Iar despre această carte ne va vorbi doamna profesor Maria Coadelia. Bună seara! Mă bucur că sunteți destul de numeroși, pentru că eu voi vorbi scurt despre un roman fermecător. Autorul acestui, în primul rând, vreau să vă spun că este al cincilea roman al acestei autoare, care apare la Humanitas și apare la Humanitas pentru că ea este deja un nume internațional cunoscut și tradusă în foarte multe limbi. Deci era normal ca să fie tradusă și aici și cred că e și deja destul de cunoscut. Sara Vant este la o bună formație, este ea a făcut istoria la Cambridge. Este o britanică, nu ca să spun. Și este o britanică care a făcut istoria la Cambridge, după care a făcut jurnalism atât la BBC, televiziune, cât și BBC radio. După care a început să publice romane polițiste, după care
Asia și care familia Borgia deține un loc absolut de frunte, pentru că Alexandru al VI-lea este papă, fiul său, Cezar Borgia, este un personaj tot fabulos, care are un flair militar și politic extraordinar, pe care își iubește să ucerească o mare parte din Italia și cu sprijinul papei, evident, și folosind la monedă de foarte interesant.
internațională a tare.